Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bine v-am găsit, oameni buni! Războiul dintre CCR și actuala putere este un moment critic pentru democrația românească. El arată un sistem statal atât de putred încât nu poate funcționa nici în fața morții. Ce-i de făcut? Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Răsturnarea stării de urgență de către CCR și oprirea valului de amenzi aplicate populației au fost ultimele picături în războiul pe care PNL și președintele Iohannis îl duc cu actuala curte. Ludovic Orban a anunțat că este începutul unei schimbări profunde. Suntem din ce în ce mai hotărâți să găsim soluții pentru a schimba prevederile constituționale care reglementează activitatea Curții Constituționale, pentru că este clar că trebuie schimbate dacă au dus la o asemenea componență a Curții Constituționale care să transforme Curtea Constituțională într-un inamic al Constituției. Mesajul e clar, nu ne place ce decizii luați, componența trebuie schimbată. Domnul Orban știe că aceasta este doar o amenințare dintr-o construcție mai amplă. Cu actualul Parlament, curtea și modul său de funcționare nu pot fi schimbate și poate nici cu viitorul, dacă scorul nu se așează bine pentru PNL și USR. Ce face domnul Orban acum este doar o pregătire electorală, acolo unde tema curții poate deveni importantă. Ca în orice campanie, ai nevoie de un inamic, iar PNL tocmai a găsit un cal de bătaie. CCR are destule bube în cap, le-am tot povestit, de la cazul Chioveși și până la participarea activă la destrămarea sistemului penal, hotărâri date pentru o persoană, desființarea unor incompatibilități, erata la referendumul din 2012, sunt tot atâtea episoade controversate din istoria sa, inclusiv capacitatea de a se face preș în fața mai marilor zilei. Declararea stării de urgență ca neconstituțională și oprirea amenzilor sunt firești însă, până și inițiatorii lor știau că acolo este o problemă. Starea de urgență a fost declarată pe un mecanism greșit și acceptat pentru că altă soluție nu era. Când s-a decretat, Parlamentul nu putea fi fizic întrunit, fiind în izolare. Mărirea amenzilor era greșită, dar Iohannis și echipa sa au ales că sănătatea și oprirea pandemiei sunt mai importante decât respectarea legii la milimetru. Decizie firească și aproape inatacabilă, mai ales că Iohannis nu are veleități de autocrat. Problema arată însă un mecanism statal viciat, pentru că ea s-ar fi putut rezolva dacă forțele politice implicate ar fi stat măcar o oră la aceeași masă și s-ar fi consultat asupra soluțiilor. Marele păcat al democrației românești este că e într-un război neîncetat. Or, rațiunea spune că în fața unui dezastru de asemenea magnitudine, era o datorie a tuturor forțelor politice să se consulte asupra implicațiilor pe care le presupun măsurile din criză. Nu au făcut-o nicio secundă, ba mai mult au încercat și de o parte și de alta să se poziționeze. Ca să adâncească problema, chiar în al 13-lea ceas, curtea rămâne zeflemitoare și comunică guvernului că în chestiunea amenzilor e treaba lui cum se descurcă, pentru că așa arată colaborarea instituțională în România. Anunțul lui Orban ne aduce o nouă bătălie de durată care ne va măcina o vreme. Curtea nu poate fi schimbată, membrii nu pot fi dați afară pentru că nu ne plac, atribuțiile lor nu pot fi schimbate pentru că acum nu răspund unor imperative. Toate acestea pot costa în timp, iar problema nu este în mecanismele de numire de la curte, ci în selecția oamenilor care ajung acolo. Până când candidaturile lor nu vor fi supuse dezbaterii publice, până când criteriile de selecție nu vor fi limpezi, dar și bazate pe profesionalism, chestiunea nu se va rezolva și mai ales până când politicienii de la stânga la dreapta nu vor înceta să considere curtea un mecanism care să răspundă la comenzile lor. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.